Continuăm cu știrile. Liviu Vârciun a vorbit în exclusivitate despre ceea ce i-a adus faima și cum a reușit să câștige inimile oamenilor. Iar asta nu este tot. Artistul a povestit și despre vacanțele cu familia, dar și despre escapadele pe care le are doar cu Anda. Ce faci? Cum ești? Foarte bine. Mă bucur tare că am văzut colegii mei bătrânii din culise. Ne-am adus aminte de tinereți. De fiecare dată când e un eveniment ăsta retro, eu mă simt bine pentru că cumva ne întoarcem în perioada când eram celebri. Ne întoarcem din vacanța cu Anda și copiii. Cum a fost? Bine. Nu mă așteptam să vin odihnit, pentru că o să fie foarte greu. Am fost pentru prima oară cu ambii copii. Matei are 3 ani, a fost greu, trebuia să stau cu ochii pe el tot timpul. Dar una peste alta copiii au fost încântați, au venit cu o grămadă de lucruri bune din vacanța. Matei a început să vorbească mult mai coerent, adică îi ajută foarte mult vacanța și vă spun, dragi părinți, luați-vă inima în dinți și veniți frumos cu ei în vacanță pentru că îi ajută foarte mult. Când urmează o vacanță doar tu cu Anda? Am fost în Maldive în ianuarie, trebuie să mai aștepte un pic că ia copiii. Mergem acum la Sinaia pentru că avem un eveniment și mergem într-o scurtă vacanță de 2 zile. Ți-ai testat vreodată partenera? 1, 2, 3 și... Să nu testezi pe nimeni niciodată, că o să fii surprins, ori de bine, ori de rău. Apreciez emisiunea, trebuia să o prezint eu la un moment dat că a fost o discuție. Eu sunt foarte sincer și cu siguranță ieșea un limbaj nu chiar foarte bun cu doamnele care o comiteau. Că eu nu prea agrez treaba asta. Sunt de adeptul, nu face ce ție, nu ți-ar plăcea să-ți facă la rândul ei. Chip, tu ai fost testat de Anda? Eu în fiecare zi sunt testat de Anda, că în primul rând are încredere în mine, pe a demonstra treaba asta și știe că din punctul ăsta de vedere poate să stea liniștită. Dar femeile sunt altfel, gândesc altfel decât noi. E geloasă. Bine, are și pe ce, îți dai seama. S-au avut pe ce. Când erai în școală, ai avut un crush pe o profesoară, ceva, îți plăcea pe profesoară? Da, și vorbesc atât de bine engleza. Mi-a fost greu în Asia, dacă n-am înjurat-o, m-am îndrăgostit de profesoara de engleză. Frumoasă, tare, din a 11-a, eram în limbă, n-am învățat nimic. Nimic. Și am mai dat bacul și la engleză. Cât de greu e pentru un artist să se mențină în top, succesul ăla, să-l traibă mereu? Pentru unii artiști este imposibil pentru că ei joacă un rol. Eu le-am spus de fiecare dată. Nu jucați un rol când vedeți becul de la camera prins și începe... Cum ar fi fost să vin eu acum să zic bună seara, mă bucur nespus de mult pentru invitația onorată pe la care nici nu am cuvintele astea în vocabular, îți dai seama? Că la un moment dat, după 4-a emisiune, îți dai seama că bă, ăla cred că joacă, mă ia la mișto. Eu așa am fost de când sunt copil. Am și greșit, am făcut și lucruri bune. Eu nu m-am schimbat. Și atunci, dacă lumea m-a apreciat pentru ceea ce sunt eu, mă poate neamărind de 10 ani. Am 42, el are 60. Adică, ăsta sunt. Și dacă te iubește pentru ceea ce ești tu, e mai greu să pierzi din dragostea asta pe care ți-o poartă, nu știu, lumea care te urmărește. Înțelegi? Dar dacă ești un fake și vii acum cânti o piesă și te dai tu că ești cine știe cine și de fapt tu nu ești, e mai ușor să pierzi faima.